Acest buletin informativ este destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz. Doamnelor, domnilor, bun găsit! Sunt Veronica Leșco și urmăriți în continuare cele mai importante evenimente ale zilei, atât din țară cât și de peste hotare, pentru început titlurile. Au avut loc primele contacte pe tema integrării europene a Republicii Moldova cu reprezentanții regiunii transnistrene. Vedeți detalii la știri. Exercițiu de simulare practică într-o instituție medicală din capitală. Despre ce este vorba, vă spunem la știri. Partidul Laburist a câștigat majoritatea în Camera Comunelor din Marea Britanie și va forma următorul guvern. Vești mai puțin bune pentru turiști. Navelor de croazieră li se va interzice acostarea în portul Amsterdam până în anul 2035. Au avut loc primele contacte pe tema integrării europene a Republicii Moldova cu reprezentanții regiunii transnistrene. Negociatorul șef al Republicii Moldova, vicepremierul Cristina Gherasimov, a făcut anunțul în cadrul unei emisiuni la un post privat de televiziune. Potrivit Cristinei Gherasimov, Europa are deja un precedent pentru Cipru, deci este posibil ca acesta să fie luat în considerare în raport cu Republica Moldova și cu regiunea transnistreană. Noi am venit cu primele discuții, urmează, așteptăm un răspuns din partea așa numitor autorități de la Tiraspol. Din partea noastră, atât Biroul pentru Reintegrare, cât și Biroul pentru Integrare Europeană, noi deja discutăm între noi cum urmează să ne mobilizăm, să ne organizăm în așa fel ca să putem împreună discuta, dialoga cu regiunea transnistreană la nivelul tehnic. Asta este foarte important, pentru că etapa următoare este una tehnică. Cu toate acestea, Cristina Gherasimov nu a exclus riscurile pe calea europeană a Moldovei, ținând cont de Tiraspol. Riscul de a nu fi interesați în a participa în acest proces, desigur că există. În același timp, există și raționament foarte clar, interese economice foarte clare și sperăm că regiunea transnistreană, producătorii din regiunea transnistreană vor fi interesați să participe, pentru că nu au decât să beneficieze de acest proces. Republica Moldova urmează să adere ca un stat unitar la Uniunea Europeană. Nu putem discuta acum despre o eventuală aderare ulterioară a regiunii transnistrene. Chiar și așa, la Tiraspol, relația cu UE nu este văzută atât de roz, chiar și ținând cont de faptul că aproximativ 70% dintre toate produsele locale au fost exportate pe piața europeană anul trecut. Așa zisul minister al afacerilor externe al regiunii a răspuns tranșant rezoluției adunării parlamentare OSCE, care a fost adoptată recent la București. Considerăm indicativ faptul că rezoluția AP-OSCE a ignorat faptele de încălcare în masă a drepturilor cetățenilor din stânga Nistrului din cauza blocajului și a măsurilor restrictive, a extorcărilor economice, a normelor represive din legislația Republicii Moldova și adevăratele motive pentru blocarea internațională a formatului 5+2 din 2019, precum și amenințarea teroristă fără precedent din regiunea transnistreană. Pe data de 4 iulie a avut loc a doua reuniune a grupurilor de experți în domeniul economiei din acest an. Reprezentanții Tiraspolului s-au arătat îngrijorați de situația din jurul companiei Metalferos ca monopolist pe piața de colectare a fierului uzat în contextul posibilelor consecințe în activitatea uzinei metalurgice din Râbnița. În același timp, experții de la Chișinău din sfera ocrotirii mediului înconjurător au explicat modalitatea de implementare a noilor cerințe legislative aplicabile în egală măsură companiilor de pe ambele maluri ale Nistrului, în partea ce ține de asigurarea responsabilității existente a producătorului antrenat în activități de recuperare, valorificare sau reciclare a produselor scoase din uz sau devenite deșeuri, precum și procedura de înregistrare în lista producătorului
producătorilor prin intermediul sistemului informațional automatizat Managementul deșeurilor. La data de 31 martie acestui an, în regiunea transnistreană erau înregistrați 358.000 de oameni care dețineau cetățenia Republicii Moldova. Dintre aceștia, 292.000 au buletin intern. Parlamentul a introdus modificări la bugetul de stat în prima lectură. Astfel, sunt alocați mai mulți bani pentru sănătate, educație și pentru securitatea socială. Reprezentanții opoziției au indicat stagnarea continuă a economiei și creșterea datoriei publice. Modificarea propusă de Ministerul Finanțelor prevede redistribuirea unei părți din economiile identificate către cheltuieli cu prioritate mai mare și o creștere a deficitului bugetar. Astfel, bugetul de stat pentru anul în curs este stabilit la aproape 66 de miliarde de lei pe partea de venituri, circa 82,5 miliarde de lei pe partea de cheltuieli, iar deficitul este de aproape 17 miliarde de lei. La elementele de cheltuieli vom avea o creștere de 386 milioane lei, care, adică în sumă absolută, va constitui 82,6 miliarde de lei elementul de cheltuieli. Cele mai principale modificări la elementele de cheltuieli: crește fondul de reducere a vulnerabilității energetice 761 milioane lei, majorarea fondului rutier 380 milioane lei, sublinierea alocației pentru acordare indemnizații la naștere 200 milioane lei, revizuirea alocată pentru cheltuieli de personal, și aici vorbim de transferul către instituții de învățământ și școlile sportive, 663 milioane lei, și 140 milioane lei pentru instituții de învățământ la autogestiune. Discuțiile privind modificările bugetare au provocat controverse în Parlament, astfel BCS le-au reamintit deputaților PAS că partidul de la guvernare mai are doar 5 luni până când nivelul sărăciei din țară trebuie să se reducă la 20% de la actualul prag de 31,6%, pentru că tocmai acesta este principalul punct al programului Moldova Vremurilor Bune. Вы говорите только о каких-то угрозах вашей безопасности. Vorbiți doar despre unele amenințări la adresa securității dumneavoastră. Creștem numărul agenților de pază în jurul sălii de la 30 la 20 de persoane. Voi decideți că confruntările politice, confruntările cu oamenii la aeroport, năsprirea legislației privind drepturile omului sunt mult mai importante decât oamenii, codul penal mult mai importante decât programele de eliminare a sărăciei, de creșterea demografiei. Program pe увеличение demografie. E ușor de criticat atunci când nu faci nimic, dar când ești la guvernare, ai o responsabilitate pentru țară și pentru cetățenii acestei țări. Angajamentul guvernului de a îmbunătăți condițiile de viață și de a construi un viitor mai prosper pentru țara noastră se realizează pas cu pas. Sute de mii de cetățeni din diaspora și din țară la sărbătorile pascale au mers pe drumuri de calitate, drumuri europene. Dragi cetățeni, aceste proiecte nu ar fi fost posibile fără sprijinul dumneavoastră, fără colaborarea cu partenerii externi. Suntem recunoscători pentru încrederea pe care ne-ați acordat-o și vă asigurăm că vom continua să lucrăm cu aceeași determinare pentru a construi o Moldovă modernă, prosperă și echitabilă, o Moldovă europeană. Știți, dragii mei, să vă lăudați că realizați diferite proiecte din banii bugetari care i-au strâns cetățeanul în buget, ce obțin nu stă bine. Mai mult ca atât, voi ați fost aleși pentru asta să lucrați, miniștrilor le-ați ridicat salariul până la 75 de milioane, lăsați-i să lucreze și nu facă economii. Chiar și conform programului Vremurilor Bune, ați promis la orizontul anului 25 că veți plafona rata sărăciei până la 20%. Astăzi avem 31%, dar 25% iată lipsi 2-3 luni. Ab ce faceți? Programul nu funcționează, înseamnă. Și doi, țineți minte, nimic nu-i veșnic pământul ăsta, nici funcția, nici guvernarea, nici fotoliu. De aceea apucați-vă de lucru, dragii noștri. Și nu lăsați să trăiască țara prin împrumuturi, doar porniți economia cât nu-i târziu. Pentru că, în caz contrar, cel mai scump lucru care îl mai avem noi în țara asta este cetățeanul și pământul care a mai rămas. Putem să le pierdem și peste. La rândul său, șeful Comisiei Parlamentare de Profil a făcut o comparație între fostele și actuala guvernare. Pensia minimă este acum 2700 de lei pe lună, comparativ cu 1200 de lei cât era pe timpul guvernării precedente. Pensia medie, care este acum de 3600 de lei, comparativ cu 2000 de lei pe lună cât era pe timpul guvernării precedente. Și o să spuneți că da, a fost inflație, dar noi am reușit și am depus efortul să protejăm puterea de cumpărare a celor mai vulnerabili. Salariul minim este la 5.000 de lei astăzi,
comparativ cu guvernarea precedentă, când era 2200. Și spre dezbire de guvernările precedente, avem o viziune în dezvoltare de a deveni membri ai Uniunii Europene. Asta este Moldova pe care o construim, o Moldova în care se construiesc drumuri, școli, spitale, dar și o Moldova în care se construiește pace, democrație și un viitor european. În primă lectură, proiectele de amendamente la bugetul de stat au fost susținute cu voturile a 56 de deputați PAS. Vești bune pentru șoferii din regiunea transnistreană care tânjesc după acces la traficul internațional. Parlamentul a prelungit joi în primă lectură legea conform căreia vehiculele din stânga Nistrului pot fi înmatriculate cu plăcuțe neutre până la data de 31 decembrie 2026. Potrivit proiectului de lege propus de deputații PAS, cetățenii vor putea în continuare să utilizeze mecanismul de înmatriculare a vehiculelor în regiunea transnistreană cu numere de înmatriculare neutre și vor putea accesa traficul internațional. Cu toate acestea, mecanismul nu se aplică vehiculelor utilizate în activități comerciale. Se propune extinderea acestui mecanism până la data de 31 decembrie 2026, dar și excluderea din lege ale unor prevederi care între timp au fost abrogate. Scopul de bază al acestui mecanism este accesul la trafic internațional al locuitorilor din regiunea transnistreană. Proiectul are drept scop extinderea termenului în care persoanele care dețin în proprietate mijloace cu transport cu plăci cu număr de imatriculare eliberate în unitățile administrative teritoriale din stânga Nistrului să dispună de dreptul să matriculeze mijloacele de transport la subdiviziunile Agenției Servicii Publice cu sediul în orașele Tiraspol și Râmnița pentru obținerea plăcilor cu număr de imatriculare neutre. Potrivit Biroului pentru Reintegrare, în perioada septembrie 2018-iulie 2023 au fost emise circa 10.000 de numere neutre la Râmnița și la Tiraspol. Vicepremierul Oleg Serebrean a spus că în stânga Nistrului sunt aproximativ 90.000 de mașini. Astăzi, aceste mașini nu au acces la traficul internațional. Reprezentanții blocului comuniștilor și socialiștilor consideră că ignorarea inițiativelor opoziției este o desconsiderare a intereselor cetățenilor. Declarația a fost făcută în cadrul unui briefing de presă după ce joi, la aprobarea ordinii de zi a ședinței legislativului, majoritatea de la guvernare a refuzat să introducă pe ordinea de zi 11 inițiative ale opoziției parlamentare care vizează creșterea economiei și asigurarea bunăstării cetățenilor țării noastre. Potrivit vicepreședintelui Vlad Patruncea, în această convocare, opoziția nu are acces la platforma centrală pentru a-și prezenta cel puțin inițiativele. De asemenea, Cabinetul de Miniștri nu dă avize pozitive inițiativelor acestora. La fel procedează și președinții de comisii din Parlamentul Republicii Moldova, cei care promit în plen că vor aviza fie pozitiv, fie negativ inițiativele noastre, că noi să le putem dezbate și propune. Este ceva grav pentru Parlamentul Republicii Moldova, care ar trebui să fie un for de dezbateri libere, un for unde se discută inițiative. Aici unde noi discutăm cele mai bune propuneri, cum pot fi ajutate cetățenii Republicii Moldova sau cum pot fi dezvoltate diferite ramuri. Așa Parlament încă nu am văzut, o mașinărie de vot unde nu pot să efectiv convinge. În concluzie, deputații de opoziție au afirmat că responsabilitatea pentru un astfel de comportament al majorității parlamentare îi revine președintelui Parlamentului. Prin urmare, fracțiunea BCS a propus revocarea acestuia din funcție, dar inițiativa nu a întrunit numărul necesar de voturi. Libertate lui Moroșan, vrem un proces echitabil, dreptatea trebuie să învingă, vom sta aici până se va lua o decizie. Sunt lozinciule scandate de către un grup de protestatari care s-au adunat vineri în fața curții de apel Bălți, acolo unde instanța urma să decide dacă Maxim Moroșan, care pe data de 26 iunie a fost reținut după o încăierare, va fi eliberat sau va rămâne în izolator. Protestul a fost organizat de către reprezentanții Partidului Socialiștilor din Moldova. Amintim că la sfârșitul lunii iunie la Bălți a avut loc o bătaie crâncenă pe o stradă din adiacentul unui local din oraș, iar ulterior în interiorul acestuia s-au înregistrat mai multe altercații între două grupuri, fiind implicată și o persoană cu funcție publică în Consiliul Municipal Bălți. Ulterior, surse din PSRM au confirmat că socialistul Maxim Moroșan este consilierul municipal reținut. Partidul Socialiștilor susține că bătaia din Bălți, după care a fost reținut consilierul Maxim Moroșan, este o provocare criminală organizată în spatele căreia se află personal Renato Usatăi, organele de drept și primarul orașului. De cealaltă parte, partidul nostru califică drept nefondate acuzațiile PSRM și susține că astfel de situații cu implicarea consilierului au fost mai multe.
Într-o nouă analiză economică, expertul Veaceslav Ioniță a făcut referință la domeniul agricol din Republica Moldova. Mai exact, acesta a vorbit despre modalitățile de recuperare a agriculturii, oportunitățile acestui proces, dar și riscurile care pot apărea pe parcurs. Potrivit expertului Veaceslav Ioniță, în prezent peste 80% din populația Republicii Moldova ocupată în agricultură este angajată informal. Prin urmare, în anul curent, dacă toți lucrătorii din acest sector ar fi angajați oficial în câmpul muncii, veniturile bugetului național ar crește cu 6,6 miliarde de lei. Sectorul neoficial, sectorul care oamenii lucrează, câștigă ceva, dar nu au niciun fel de relații practic cu bugetul de stat și statul se uită și tot încearcă prin zilieri, prin ceva, poate cumva ne organizăm. Vă pot spune că atâta timp cât noi nu avem o agricultură organizată, este foarte greu să asiguri oamenii o formalizare a contractului de muncă. Să îmbli pe dealul, să fugărești oamenii, să-i cauți cu zilieri, nu are sens. Între timp, o altă problemă pe care o evidențiază Ioniță este reprezentată de scăderile în agricultură, generate de terenurile abandonate și de eroziunea excesivă a solurilor. Doar în acest an, Republica Moldova estimează că va înregistra pierderi în producția agricolă de aproximativ 4,3 miliarde de lei. Cum facem ca să nu avem terenuri abandonate, ca oamenii care au aceste terenuri să le dă în arendă cel puțin, dacă el nu îl prelucrează, să-l dă în arendă. Și trei, evident, avem terenurile erodate. În prezent avem vreo 900.000 de hectare de terenuri care nu sunt folosite, dintre care vreo 250.000 doar în ultimii vreo 40 de ani. Deci noi pierdem 8 miliarde de lei din simplu motiv că terenurile bune care le avem le-am abandonat, iar terenurile care au fost bune le-am lăsat să degradeze. În concluzie, expertul a subliniat că autoritățile statului trebuie să abordeze mai multe probleme urgente. Acestea includ recuperarea terenurilor agricole erodate, crearea de mecanisme atrăgătoare pentru arendarea terenurilor, integrarea persoanelor active în agricultură în sectorul formal și promovarea formelor juridice de prelucrare a terenurilor care adoptă munca oficială. Cancerul de col uterin rămâne o problemă majoră de sănătate publică, fiind al patrulea cel mai frecvent cancer înregistrat în rândul femeilor la nivel global și al treilea pe plan național. În context, la Chișinău s-a desfășurat conferința națională Actualități în screeningul cervical și colposcopie practici și provocări în contextul umanitar. Panelurile de discuție au inclus și experți internaționali din România, Ucraina, Polonia, din Slovenia și din țările de jos. Conferința s-a desfășurat cu scopul de a iniția schimbul de cunoștințe, experiențe și de bune practici privind fortificarea serviciilor de colposcopie, screening și alte măsuri pentru prevenirea cancerului de col uterin. Potrivit reprezentanților Ministerului Sănătății al Republicii Moldova, la fiecare 3 zile o femeie moare din cauza cancerului cervical. Impactul cancerului coluterin este unul destul de mare. Anual înregistrăm circa 300 de cazuri de cancer de coluterin și în acest aspect avem programul de prevenire a cancerului unde avem niște ținte foarte bine stabilite de reducere și de a atinge acea cifră de mai puțin de 4 cazuri la 100.000 per țară, așa cum sunt recomandate de către organismele internaționale. La fiecare 3 zile avem un deces. Totodată, Angela Parascheva susține că cea mai bună măsură de prevenire a cancerului de col uterin este vaccinarea, care trebuie efectuată începând cu vârsta de 10 ani. Cea mai eficientă măsură de prevenire rămâne a fi vaccinarea și în acest context asigurăm vaccinarea împotriva HPV, care este un vaccin foarte eficient și aici avem rezultate destul de eficiente prin creșterea ratei de acoperire cu vaccin de la 15% inițial, astăzi ajungem la peste 50%, circa 59% avem rata de acoperire. Mai mult, majoritatea femeilor ajung să se îmbolnăvească pentru că le este frică sau nu cunosc metodele de testare prin care pot preveni cancerul de col uterin. În acest context, Fondul Națiunilor Unite pentru Populație desfășoară campanii de informare a femeilor cu privire la prevenirea cancerului cervical. Atunci când am făcut sondaj în rândul femeilor și am întrebat de ce nu merg să fac acest test, pentru care este disponibil, este gratuit, la medicul de familie, sistemul de sănătate este pregătit să ofere acest serviciu, majoritatea femeilor spuneau că nu cunosc,
le este frică, îndemnă pe toți, nu doar femeile, bărbații, toată comunitatea să meargă să întrebe prietena, sora, mama, cunoștința, dacă a fost să facă acest test Papa Nicolau, care se face gratuit la medicul de familie. Nu este pentru a depista cancerul, este pentru a preveni. La eveniment au participat și experți internaționali din România, Ucraina, Polonia, din Slovenia și din Olanda, care au pus accent pe rolul screeningului cervical, al colposcopiei și al altor modalități de prevenire a cancerului de col uterin în rândul femeilor, atât la nivel național cât și internațional. In Slovenia, we do organize similar conference. În Slovenia, anul trecut, am avut 100 de cazuri de cancer cervical, dintre care doar 40 de persoane au decedat. Motivul din ce cauză femeile ar putea să ajungă la această situație de mortalitate este faptul că nu participă în aceste programe de screening cervical pe care noi încercăm să le promovăm pe scară națională. De fapt, asta și este recomandarea pentru toate țările. Deci, în cazul în care se depistează cancerul cervical la etapa timpurie, este posibil să se înlăture cervixul, colul uterin și după care este posibil să se treacă un tratament pentru ca mortalitatea să nu intervină. We have managed to decrease the cervical incidence to almost elimination threshold. The challenges of war which we received in Ukraine during last 6-7 milioane de persoane nu locuiesc, au plecat, 10 milioane sunt strămutate din Ucraina. Din acest motiv, screeningul cervical nu este bine organizat în Ucraina pentru moment, în legătură cu invazia și cu războiul. Deci persoanele sunt fie examinate în țările unde acum domiciliază, fie acest screening se face acum în raioanele în care nu sunt ocupate de Federația Rusă. În Republica Moldova, la fiecare 2-3 zile, o femeie decedează din cauza cancerului cervical. Și-au testat abilitățile de pregătire și de intervenție în cazul declanșării unei situații excepționale cauzate de un cutremur de pământ cu izbucnirea incendiului. Vorbim despre angajații Centrului Medicilor de Familie din sectorul Buiucani al Capitalei. Doctorii au participat la demonstrații practice de intervenție, evacuare și de acordare a ajutorului medical. Cum s-a descurcat la acest capitol, vedeți în reportajul realizat de colegul nostru Alexandru Statnei. Din fericire, imaginile pe care tocmai le-ați văzut fac parte dintr-un exercițiu de simulare ce a avut loc în dimineața zilei de vineri la Centrul Medicilor de Familie numărul 4 din Capitală. Astăzi se petrece în AMT Buiucani un exercițiu de simulare a unui cutremur cu izbucnirea unui incendiu. Sper să facem față, trebuie să facem față. Am avut 2 săptămâni de pregătiri intense, așa că sperăm să reușim și trebuie să reușim. Și cel mai mare, de fapt, impact pe care noi îl așteptăm din acțiunea asta este ca să se mobilizeze mai multe structuri, inclusiv cele școlare, cele preșcolare, cele de asistență socială, pentru că astfel de situații pot fi oricând și noi trebuie să fim pregătiți de astfel de situații. De fapt, nu este primul exercițiu. Noi am reușit și am făcut mai multe exerciții de acest gen în anul acesta. Este un lucru care se întâmplă anual. Efectuăm mai multe exerciții de pregătire și de simulare pentru a ne convinge cât de pregătiți sunt echipele de intervenție în sistemul de asistență medicală și de urgență pentru a interveni în situații de cataclisme sau de alte situații de urgență care pot apărea. Medicii responsabili de evacuarea pacienților spun că au ținut situația sub control. Ну, конечно, эта ситуация вообще землетрясение напугает. Desigur că un cutremur sperie, dar toți au fost mobilizați, au tratat situația corespunzător și slavă Domnului, totul a fost fără incidente critice. Критических состояний. Unii pacienți însă au crezut că totul se întâmplă pe bune și chiar s-au speriat. Ne-a speriat că o să fie cutremur și eu mă gândeam că da, într-adevăr. Da. Asta e o experiență, o faceți. E o tensiune mare și chiar cum s-a mărit tensiunea. În cadrul exercițiului de protecție civilă, care a durat aproximativ o oră, au fost implicate mai multe entități din cadrul Direcției Generale Asistență Medicală și Socială, AMT Buiucani, inclusiv reprezentanții IGSU cu toate serviciile adiacente.
Numărul absolvenților care au promovat examenul național de bacalaureat în acest an a crescut cu 53 după examinarea contestațiilor și este egal cu 12.580, anunță Ministerul Educației și Cercetării. De asemenea, rata de promovare a absolvenților din licee a crescut cu 0,33 de puncte procentuale și constituie 90,16%. Mai multe detalii a oferit directoarea Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov. Rezultatele finale ale examenului național de bacalaureat, sesiunea de bază, după examinarea contestațiilor, au fost publicate în centrele de bacalaureat pe data de 4 iulie. Astfel, potrivit directoarei Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare, Lilia Ivanov, dintre cei 12.580 de absolvenți, 10.208 sunt candidați din licee, 1.828 sunt din colegii și centre de excelență. De asemenea, 101 candidați provin din universități, 85 sunt candidați înscriși în regim de externat, iar 358 sunt candidați restanțieri din sesiunile anterioare. Rata de promovare pentru absolvenții din colegii și centre de excelență constituie 47,91%, comparativ cu 45,59% de la aceeași etapă în cadrul sesiunii precedente. Pentru candidații înscriși în regim de externat, rata de promovare a crescut cu 0,5 puncte procentuale și constituie 42,92%, iar pentru studenții anului întâi compensator din universități, rata de promovare nu s-a modificat și constituie 48,09%. De asemenea, pentru candidații restanțieri din sesiunile anterioare, rata de promovare a crescut cu 0,13 puncte procentuale și constituie 14,26%. Astfel, rata de promovare totală a crescut cu 0,3 puncte procentuale și constituie 69,68%, comparativ cu 68,76% de la aceeași etapă din cadrul sesiunii 2023. Totodată, Lilia Ivanov a precizat că în perioada 15-22 iulie 2024 va fi organizată sesiunea suplimentară a examenului național de bacalaureat. Rezultatele preliminare după desfășurarea sesiunii suplimentare vor fi anunțate în centrele de bacalaureat la data de 24 iulie, iar rezultatele finale după examinarea contestațiilor vor fi anunțate la data de 29 iulie 2024. De asemenea, adresăm felicitări absolvenților pentru rezultatele obținute și le dorim succes la admiterea în cadrul facultăților dorite. Reamintim că la sesiunea de bacalaureat din acest an au fost admiși peste 11.300 de candidați din licee, mai mult de 3.800 de candidați din colegii și centre de excelență, 210 candidați din universități, 198 de candidați care s-au înscris în regim de externat și 2.510 restanțieri din sesiunile anterioare, în total fiind 18.054 de candidați. Și-au atins succesul prin dedicare, muncă asiduă și performanță. Vorbim despre cei 57 de absolvenți din Republica Moldova care în acest an au obținut nota 10 pe linie la examenul național de bacalaureat. Cu această ocazie, în cadrul unei festivități organizate la președinție, tinerii au primit diploma de onoare a președintelui Republicii Moldova pentru rezultatele lor excepționale. Anastasia Plămădaie, liceul teoretic Mihai Eminescu, municipiul Chișinău. Constantin Babuc, liceul teoretic Orizont, orașul Durești, municipiul Chișinău. Patricia Caraman este una dintre cele 57 de absolvente care au obținut nota 10 pe linie la examenul național de bacalaureat și spune că acest rezultat excepțional se datorează muncii sale continue, perseverenței și responsabilităților asumate. Fiind olimpică la limba și literatura română și la istorie, drumul meu nu a însemnat doar fericirea de a obține un loc de frunte. A presupus multă muncă, iar uneori și dezamăgiri. Însă aceste momente m-au învățat cât de important este să ai curajul să încerci. Voi sunteți niște exemple extraordinare pentru întreg sistemul nostru de învățământ. Îmi imaginez că n-a fost ușor să obțineți această performanță și n-ar fi fost posibil și fără mult suport din partea cadrelor didactice și fără tare multă susținere din partea părinților și, bineînțeles, că munca voastră asiduă.
Cam 70% din absolvenții noștri de liceu, la moment, aleg să învețe Republica Moldova și eu vă îndemn să ne ajutați să creștem această statistică. Iar șefa statului Maia Sandu i-a îndemnat pe tineri să-și continue studiile la universitățile din țara noastră, iar pe cei care planifică să învețe peste hotare să pună umărul la dezvoltarea Republicii Moldova. Este o onoare și o bucurie pentru noi să avem asemenea oaspeți distinși. 10 pe linie este un rezultat extraordinar și eu vreau să vă felicit cu acest rezultat. E foarte important să vă concentrați pe proiectul vostru individual și vă urez succes. Vă urez să rămâneți în continuare la fel de dedicați, onești, insistenți. Iar acum urmează o scurtă pauză de publicitate. Rămâneți aproape! Un nou lot de 592 de laptopuri și accesorii în valoare de peste 500 de mii de dolari a fost distribuit către mai multe instituții de învățământ din Republica Moldova. Donația a fost oferită de către UNICEF și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii, iar scopul acesteia este de a extinde oportunitățile educaționale pentru toți elevii din țară. Printre beneficiari se numără Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, Institutul Național pentru Educație și Leadership, 11 instituții de învățământ din municipiul Chișinău și 8 din regiunea transnistreană. Potrivit autorităților, instituțiile cu pricina au fost selectate în baza mai multor criterii, inclusiv prezența copiilor cu cerințe educaționale speciale și a refugiaților în cadrul acestora. Noi vă mulțumim foarte mult pentru acest sprijin și vă asigurăm că investiția în el înseamnă investiție în oamenii din sistemul educațional. Totodată, ministrul Educației și Cercetării Dan Perciun a subliniat că în acest an, cu suportul financiar al Băncii Mondiale, va fi oferit un nou lot de echipamente IT în 200 de instituții de învățământ din Republica Moldova, în valoare de 25 de milioane de dolari. Acest efort, în general, face parte dintr-un efort mai mare de modernizare a instituțiilor noastre de învățământ, în special asigurarea cu echipamente digitale. Am vrut să evidențiem instituțiile din regiunea transnistreană, care întotdeauna au nevoie de suport și eu cred că noi trebuie să facem mai mult. Eu am o datorie, trebuie să vin să vizitez. This is a critical step in the digital transformation of... Acest pas este esențial pentru digitalizarea în continuare a procesului educațional, fiind și mai important pentru copiii refugiați care continuă să fie conectați la școlile lor din Ucraina. De asemenea, dispozitivele oferite sunt extrem de utile pentru elevii din comunitățile defavorizate, copiii cu dizabilități sau cei cu nevoi educaționale speciale. Potrivit autorităților, în ultimii 2 ani, cu sprijinul UNICEF și al Marii Britanii, în instituțiile de învățământ din Republica Moldova au fost distribuite în total peste 10.000 de laptopuri. Acoperișul președinției Republicii Moldova s-a îmbogățit cu panouri solare. Vineri a avut loc inaugurarea sistemului de panouri fotovoltaice instalate cu suportul agenției SUA pentru dezvoltare internațională. La eveniment au participat mai mulți oficiali și parteneri de dezvoltare. Reducerea costurilor administrative înseamnă economisirea banului public. Și economisirea banului public înseamnă mai multe resurse care pot rămâne în utilizare pentru beneficiul cetățenilor. Și reducerea acestor panouri fotovoltaice, acestor panouri solare care le vedeți dumneavoastră, vor reduce în prima etapă consumul de energie electrică în președinție cu până la 15%. Ulterior, acest proiect urmează să fie extins și reducerea costurilor pentru energie electrică la președinție să crească până la 45%. Noi avem o directivă europeană care vizează eficiența energetică. Și aici trebuie să spunem că Republica Moldova are o rezervă enormă în tot ce ține de consumul energiei pe metru pătrat. Noi, în clădiri, consumăm cam de 2 ori mai multă energie pe metru pătrat, comparativ cu media Uniunii Europene.
Sistemul de panouri solare este în valoare de $103,600, oferiți prin sprijinul USAID și al partenerilor internaționali. Prin instalarea acestui sistem de panouri solare, președinția Republicii Moldova dă un exemplu important de urmat pentru alte instituții publice și întreprinderi din țară, demonstrând angajamentul față de un viitor energetic sustenabil, susțin cei care au participat la eveniment. Acesta este un exemplu pe care dorim să îl repetăm în cadrul altor instituții publice din Moldova. Investițiile în securitatea energetică a Moldova reprezintă investiții într-un viitor democratic, prosper și sigur pentru oamenii din Moldova. Moldovenii ar putea primi bani dacă vor restitui sticlele și unele recipiente ale băuturilor. Inițiativa aparține reprezentanților Ministerului Mediului, care propune adăugarea unui depozit suplimentar la preț, care va fi întors cumpărătorului atunci când acesta predă ambalajul. Măsura se va referi la băuturile vândute în recipiente de plastic, sticle și aluminiu, nu și la cele împachetate în ambalaje care nu își pot păstra forma după ce sunt golite. Conform Ministerului Mediului, măsurile de gestionare a deșeurilor de unică folosință devin tot mai accentuate, deoarece industria de îmbuteliere se extinde rapid și nu doar, și pungile din plastic sunt o problemă majoră, spun cei de la Ministerul Mediului. Spre exemplu, eu când merg la cumpărături și cumpăr fructe și legume, nu folosesc pungile de plastic. Îndemn pe fiecare să facă la fel. Există alternativă. Pungi în hârtie sau în pânză. Trebuie să renunțăm la pungile de plastic. Eu personal deja de mult timp am renunțat la aceste pungi. Eu nu doar în luna iulie, dar eu pe parcursul anului am renunțat în primul rând la pungile de plastic. Merg la cumpărături cu pungi din materiale textile. Potrivit Ministerului Mediului, în anul 2021 în Moldova s-au înregistrat aproximativ 129.994 de tone de plastic plasate pe piață, cu o medie de 50 de kilograme de plastic raportate la o persoană. Doar 3% dintre deșeurile de plastic au fost colectate și valorificate la nivel național în 2021. Un val de căldură anormală se așteaptă la sfârșitul săptămânii viitoare în Republica Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperatura aerului va urca la umbră până la plus 36 de grade Celsius, în timp ce la soare poate depăși temperatura de plus 40 de grade Celsius. Potrivit meteorologilor, începând cu data de 6 iulie, valorile termice vor ajunge la plus 35 de grade Celsius. Prognozele pe termen mediu arată că vremea caniculară va persista pe tot parcursul lunii iulie. Începând cu data de 6, o să avem valori termice deja care vor ajunge și până la 35 de grade Celsius. În următoarele zile, până spre data de 11, să avem până la un 36. Nu este exclus să știi și mai mult de atât. Aceste valori termice care se dau, ele sunt la umbră, fiindcă la soare temperatura poate crească și mai mult. Poate să depășească și 40 de grade Celsius. În luna iulie, temperatura medie lunară a aerului va depăși valorile standard. În același timp, precipitațiile vor fi sub media anuală. Continuăm cu știri externe. Ucraina nu va primi o invitație de a se alătura NATO în timpul summitului aniversar al organizației, care va avea loc în perioada 9-11 iulie la Washington. Președintele Volodymyr Zelensky a făcut declarația într-un interviu acordat Bloomberg. Volodymyr Zelensky a remarcat că în primul rând ar dori foarte mult ca acest summit NATO să fie un succes pentru toți aliații. În același timp, potrivit acestuia, consolidarea apărării aeriene cu sisteme Patriot este de o importanță primordială pentru Ucraina. El consideră că a doua problemă ca importanță este furnizarea de garanții de securitate Ucrainei de către cât mai multe țări. Și în al treilea rând, probabil ne-am dorit pași puternici din partea Statelor Unite ale Americii. Și vă spun sincer, am dori o invitație și știm că nu o vom obține. Deși cred că dacă vrem să vedem o Americă puternică, puternică în sensul în care societatea de azi chiar așteaptă de la liderul Americii un sprijin, atunci cred că ceva de genul unei invitații este tocmai un astfel de semn. Într-un interviu acordat DPA, secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, și-a exprimat speranța că în următorii 10 ani, Ucraina va deveni membru Alianței Nord-Atlantice. În plus, în ajunul summitului NATO de la Washington, Stoltenberg a cerut o creștere a asistenței militare pentru Kiev.
Mișcarea șiită radicală libaneză Hezbollah a lansat joi peste 200 de rachete și drone pline cu explozibili în baze militare din nordul Israelului. Grupul a declarat că atacul a fost de fapt un răspuns la un atac aerian israelian, în urma căruia a murit unul dintre comandanții militari ai grupului. Acesta este cel mai mare atac al Hezbollah asupra Israelului de la războiul din fâșia Gaza, care a început pe 7 octombrie, notează portalul INET. Potrivit acestuia, în urma bombardamentelor au izbucnit incendii în unele zone din nordul Israelului. IDF a confirmat atacurile din țara vecină, spunând că au fost interceptate unele rachete și drone. Nu există rapoarte privind răniți sau decese în urma atacului. Drept răspuns, forțele aeriene israeliene au lansat lovituri asupra țintelor militare Hezbollah din sudul Libanului. Cu o zi înainte, IDF a anunțat lichidarea lui Muhammad Nasser, comandantul unității Hezbollah Aziz. În același timp, ministrul israelian al apărării Yoav Gallant a spus că, deși forțele israeliene sunt pregătite să întreprindă orice acțiune necesară împotriva grupului, se preferă ajungerea la un acord prin negocieri. Preferăm un acord, dar dacă realitatea ne obligă, ne vom lupta. Amintim că în luna iunie Israelul l-a ucis și pe Taleb Abdullah, comandantul uneia dintre cele două unități responsabile de desfășurarea operațiunilor de luptă împotriva Israelului în sudul Libanului. Se presupune că el avea același rang ca și Nasser. Hezbollah este un grup militant libanez care primește sprijin din partea Iranului. După atacul Hamas asupra Israelului din 7 octombrie, s-a implicat și acesta, începând să bombardeze orașele de graniță israeliene. Drept urmare, 10.000 de israelieni au fost evacuați. Acum, unul dintre obiectivele principale ale Israelului este de a distruge instalațiile și comandanții Hezbollah, astfel încât oamenii să se poată întoarce la casele lor. Partidul Laborist a câștigat majoritatea în Camera Comunelor din Marea Britanie și va forma următorul guvern, relatează presa locală. Potrivit rezultatelor preliminare, acesta a depășit pragul necesar de 326 de locuri. Aceasta înseamnă că liderul partidului Sir Keir Starmer va deveni următorul prim-ministru al țării. Conform rezultatelor preliminare, laburiștii vor câștiga peste 340 dintre cele 650 de locuri în Parlament. Sondajele de seară ale alegătorilor au prezis o victorie record pentru ei. Potrivit Exit Poll, aceștia au câștigat 410 locuri, în timp ce Partidul Conservator, condus de prim-ministrul Rishi Sunak, a obținut doar 131 de locuri. Sunak a reușit să câștige realegerea în circumscripția sa din Richmond și North Allerton. Totodată, el a recunoscut că conservatorii au pierdut și a spus că l-a felicitat pe Starmer pentru victoria sa, relatează BBC. Astăzi, transferul puterii din mână în mână va avea loc într-o manieră pașnică și ordonată, cu bunăvoință din toate părțile. Acest lucru ar trebui să ne dea tuturor încredere în stabilitatea și viitorul țării noastre. Poporul britanic a dat astăzi un verdict serios. Sunt multe de învățat și îmi asum responsabilitatea pentru înfrângere. Înfrângerea conservatorilor reflectă mai degrabă impopularitatea lor în rândul publicului decât entuziasmul pentru laburiști, spune British Broadcasting Corporation. În cei 14 ani de conducere a țării de către conservatori, pentru prima dată din anii 1950, s-a înregistrat o scădere a nivelului de trai al populației, a cărei cauză este considerată a fi austeritatea cheltuielilor guvernamentale după criza financiară din 2008, după pandemia COVID-19 și după Brexit, care au generat o reducere a comerțului și a investițiilor. La 7 săptămâni de la tentativa de asasinare a premierului slovac Robert Fico, această crimă este clasificată drept atac terorist. Decizia de modificare acuzației a fost raportată la parchetul general al țării. Presupusul atacator prins la locul atacului riscă închisoare pe viață. În plus, aprobarea publică a acestei infracțiuni va fi pedepsită cu închisoare. Suspectul a fost informat că este acuzat de o crimă teroristă deosebit de gravă, a declarat purtătoarea de cuvânt a parchetului general slovac. Inițial, el a fost acuzat de tentativă de omor. Atacatorul, scriitorul Joraș Țântula, în vârstă de 71 de ani, și-a explicat fapta prin dezacord cu activitățile guvernului lui Fico și prin ura personală față de prim-ministru în timpul interogatorului. El și-a recunoscut vinovăția. La sfârșitul lunii iunie, ritmul de creștere a prețurilor de consum în zona euro a scăzut la 2,5% în termeni anuali. Scăderea inflației în regiune este evidențiată de datele de la Biroul de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat.
Pentru comparație, în luna mai, cifra a fost de 2,6%. Astfel, pe parcursul lunii, ritmul de creștere a prețurilor de consum în zona euro a încetinit cu 0,1 puncte procentuale. Ținta de inflație pentru țările din zona euro, stabilită de conducerea Băncii Centrale Europene, este de 2%. Rata de creștere a prețurilor de consum în regiune a scăzut sub 0,5 puncte procentuale la nivelul cerut. Potrivit analiștilor, costul serviciilor în zona euro a crescut în medie cu 4% în luna iunie. La rândul lor, prețurile pentru diverse tipuri de produse industriale din regiune au crescut cu 0,7% în prima lună de vară. În același timp, ritmul de creștere a costului alimentelor, al alcoolului și al produselor din tutun a scăzut la 2,5%, pentru resursele energetice la 0,2%. La sfârșitul lunii iunie, inflația anuală în zona euro aproape a revenit la nivelul lunii martie. La acel moment, ritmul de creștere a prețurilor de consum în regiune era de 2,4%. Totodată, cifra stabilită în prima lună de vară a fost mai mică decât în februarie, de 2,6%. La 9 luni de la începerea anchetei anti-dumping, Comisia Europeană a introdus taxe compensatorii temporare la importul de vehicule electrice din China. Despre aceasta anunță reprezentanții serviciului de presă al Comisiei, scrie Adevărul European. Pe baza investigației, Comisia a concluzionat că lanțul valoric al vehiculelor electrice din China este subvenționat în mod nedrept, ceea ce reprezintă o amenințare de pierdere economică pentru producătorii de vehicule electrice din UE. Ancheta a analizat de asemenea consecințele și impactul probabil al acestor măsuri asupra importatorilor, utilizatorilor și asupra consumatorilor de vehicule electrice din UE. Introducerea îndatoririlor nu este scopul ca atare. Acesta este un mijloc de a corecta un dezechilibru, o situație concurențială, neloială în detrimentul producătorilor de vehicule electrice din Uniunea Europeană. Lumea nu poate accepta excesul de produse chinezești, de aceea avem nevoie de dialog cu colegii noștri din China. Aceste taxe temporare se vor aplica începând cu 5 iulie 2024 pentru maximum 4 luni. În această perioadă, o decizie finală cu privire la sarcinile finale trebuie luată prin votul statelor membre ale UE. Dacă se ia această decizie, ea va fi valabilă pentru o perioadă de 5 ani. În ultimele săptămâni, UE a continuat contactele la nivel tehnic cu China, cu scopul de a ajunge la o soluție care să respecte normele OMC și să abordeze în mod adecvat preocupările abordate de Uniunea Europeană. Echipajul navei spațiale chineze Shenzhou 18 a intrat în spațiul cosmic pentru a doua oară. Taikonauții au petrecut acolo 6,5 ore. În acest timp, taikonauții au instalat un sistem de protecție împotriva deșeurilor spațiale în exteriorul navei. Tot în cadrul misiunii, membrii echipajului au efectuat o inspecție externă a stației. Despre aceasta anunță reprezentanții biroului programului spațial chinezesc. Conform celor mai recente date, echipajul Shenzhou 18 a finalizat o treime din călătoria lor în spațiu. Echipa va trebui să efectueze mai multe experimente științifice și teste tehnologice pe orbită pe parcursul a 4 luni. Navelor de croazieră li se va interzice acostarea în portul Amsterdam până în 2035. Interdicția face parte dintr-un pachet amplu de măsuri pentru limitarea creșterii turismului și îmbunătățirea confortului localnicilor, au declarat surse de la Primăria Capitalei Olandeze. În prezent, 190 de nave au permisiunea de a ajunge la terminalul de pasageri al orașului, dar în următorii 2 ani se planifică reducerea acestora la 100. Garniturile rămase vor fi redirecționate către un port suburban. Acest proiect de lege va contribui la îmbunătățirea situației de mediu din Amsterdam, potrivit autorităților orașului, dar există temeri că veniturile din turism vor scădea. Consiliul orașului vrea ca urba să fie locuibilă, curată și durabilă. Croazierele maritime sunt o formă de turism care cu greu poate fi numită ecologică, provoacă aglomerații și creșterea emisiilor în oraș. Astăzi, croazierele aduc în oraș circa 105 milioane de euro venituri anuale și, în ciuda mutării terminalului, situația se va schimba foarte mult. Se estimează că aproximativ 21 de milioane de oameni vizitează Amsterdam în fiecare an, doar un procent sosind cu vasul de croazieră. Chiar dacă oaspeții nu mai sunt lăsați în centrul orașului, aceștia pot vizita cu ușurință urba datorită sistemului de transport public de clasă mondială. 3 inele negre misterioase au apărut pe cer deasupra capitalei Germaniei, Berlin. Urmăriți detalii imediat!
Unii internauți au sugerat că cauza acestui fenomen este funiginea care s-ar fi putut forma ca urmare a producerii sau a utilizării pirotehnicii. Comentatorii au extins această versiune și au sugerat că urmele ar fi putut fi lăsate după o repetiție pentru spectacolul grupului german Rammstein. Nimeni nu a comentat deocamdată oficial incidentul. Doamnelor, domnilor, acestea au fost știrile. Vă îndemn să ne urmăriți în continuare. În grilă se regăsesc buletine informative, seriale, filme, emisiuni, divertisment și politice. Eu sunt Veronica Leșco și vă mulțumesc pentru atenție. Nu ratați buletinul informativ în limba rusă difuzat la postul nostru de televiziune. O seară frumoasă să aveți! Ați urmărit un buletin informativ destinat inclusiv persoanelor cu deficiențe de auz și văz.